Astăzi la Giurgiu a fost organizată o masă rotundă pe teme legate de acțiunile anticorupție. Evenimentul a avut loc sub denumirea Prevenirea corupției, drumul către integritate. Alături de Direcția Generală Anticorupție organizăm acest eveniment, masa rotundă cu tema Prevenirea corupției, drumul către integritate. Parteneriatul între Asociația Prodemocrația și Direcția Generală Anticorupție este de peste 7 ani de zile și ne bucură faptul că reușim să continuăm proiectele pe care le-am început acum mulți ani și reușim să mergem de fiecare dată cu noi idei pe care le putem pune în aplicare și totodată să atragem alături de noi tot mai mulți actori. Pentru că este important ca alături de noi și toți ceilalți să fie fiecare actor din comunitate, fie că vorbim despre instituțiile publice, despre mass media, societatea civilă, chiar și cetățeanul. Pentru că spre asta mergem și pe asta mizăm. Cetățeanul să fie alături de noi. Mulțumesc în primul rând dumneavoastră că ați dat curs invitației noastre și totodată gazdei, pentru că am reușit să facem împreună acest eveniment și anume Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Giurgiu, că ne dăzduiește acest eveniment aici. Pentru partea de introducere și de bun venit, mulțumesc invitațiilor mei și aș vrea să invit pe fiecare în parte să ne spună câteva cuvinte despre cât de important este să atragem fiecare actor din comunitate și mai ales astfel de proiecte. Când vorbim despre corupție, nouă și partenerilor, ne place să vorbim despre integritate, corectitudine și moralitate. Este un pic mai altfel să spun așa, nu este un cuvânt atât de dur când pronunțăm corupție. Vă invit acum pe domnul subprefect Laurențiu Țintea pentru cuvântul de bun venit. Mulțumesc mult, doamna Lilian Andreescu. Bun venit așadar, stimați invitați, dragi ziariști. Citeam de dimineață un studiu, pare mi se, făcut de Transparency International, privire la impactul, costurile corupției în țările din estul Europei și România se încadra undeva la un cost cuprins între 15 și 22% din PIB. 15-22% însemna la un PIB de 160 de miliarde, cam 35 de miliarde cost anual, adică la vreo 20 de milioane cât mai suntem noi prin România, înseamnă 1750 de euro fiecare dintre noi pierdem anual datorită din cauza corupției. Cum îi pierdem? Simplu. Nu îi primim. Adică nu primim servicii de calitate, nu primim educație, nu primim servicii medicale și așa mai departe. 1750, nu știu cum vi se pare dumneavoastră, dar mie mi se pare foarte mult. De aceea este mai mult decât un bucurător acest parteneriat care făcut între Asociația Pro-Democrația și Direcția Generală Anticorupție, care nu înseamnă decât o luptă împotriva unei boli, pentru că corupția este o boală. Este o boală pe care o ducem de ani buni, de zeci de ani, poate din totdeauna. Cum rupți împotriva unei boli? Profilaxia, de regulă, este un instrument la îndemână. Cu o serie de principii, cum bine spunea doamna Iescu, integritate, moralitate. De aceea vă invit pe fiecare, de-a lungul discuției de astăzi, să participați într-un mod cât se poate de activ, cu idei, cu sugestii, la dezvoltarea acestor principii și acestor deziderate. Mulțumesc și eu. Într-adevăr, mulțumim pentru încurajare, pentru că, de fapt, acesta este scopul nostru și al evenimentului nostru de astăzi și de mâine. Vă vorbim un pic mai târziu despre cel de evenimentul de mâine. De a construi împreună ceva, de a realiza parteneriate și de a comunica împreună și de a transmite mesajul care trebuie împreună. Pentru că, până la urmă, fiecare suntem un cetățean în această comunitate și trăim în această comunitate. Iar lucrurile trebuie schimbate de la fiecare dintre noi. Este important cum este transmis mesajul și cum este perceput mesajul de către cetățean. Acest lucru vrem să-l facem noi, să conștientizăm, să informăm cetățeanul
și totodată să-l implicăm în acțiunile noastre, pentru că fără cetățean nu putem să mergem mai departe. Împreună trebuie să construim o societate mai frumoasă și mai bună, iar acum îi vă da cuvântul domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu, domnul Vasile Andronache. Sunt onorat că particip alături de Asociația Pro Democrația și Departamentul Național Anticorupție la această întâlnire și avem convingerea că în parteneriat cu unitățile județene, locale, se vor obține rezultatele din cele mai bune. Pentru că, așa cum spune și domnul subprefect, corupția, până la urmă, este o boală și nu este o boală nouă, este o boală veche, care cel puțin să sperăm că, chiar dacă nu se va vindeca, se va ajunge aproape. Chiar se vede, deci este vizibil că s-a acționat și lucrurile sunt pe făgașul cel bun. Suntem aproape de asociație, de Departamentul Național de Corupție și dăm tot sprijinul necesar pentru a ridica această boală, dacă vezi. Este. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Și, desigur, aș oferi cuvântul pentru partea de deschidere și domnului primar, domnul Nicolae Bartos. Da, în primul rând, și eu vreau să vă adresez mulțumirea pentru invitația pe care ne-ați transmis-o de a participa la acest seminar. În ceea ce privește instruirea și informarea personalului privind prevenția și înlăturarea faptelor de corupție, din totdeauna, cel puțin de ultimii 4 ani cât sunt primar, a reprezentat un punct în programul meu de administrare. Drept urmare, am avut o relație foarte bună cu Direcția Generală Anticorupție la nivel municipal. Am implementat anumite strategii de luptă împotriva corupției și zicem că la nivel cel puțin funcțional stăm bine. Se pune o problemă privind vulnerabilitatea personalului care îl avem vis-a-vis de faptele de corupție. Zilele trecute am avut întâlnire la Asociația Municipiilor din România și discutam și ne batem pentru oamenii din primărie, pentru salariații din administrația locală, ca să aibă salarii pe măsura competenței lor, salarii unitare în raport cu celelalte instituții publice, pe același nivel de pregătire profesională, ca să dispară acele tentative, acele tentații de a cădeam ispite. Totodată, discutăm de foarte mult timp și suntem vulnerabili cu toții în fața legislației pentru că nu avem un ghid legislativ. Ceva care să-i spui omului, vezi că asta e o greșeală. Începem să facem educație legislativă în școli privind anumite fapte care intră sub incidența legii și care trebuie cunoscute atât de copii cât și de părinți și totuși creăm o sensibilitate și o vulnerabilitate în cadrul administrației și a personalului din administrația publică pentru faptul că încă sunt persoane care încă nu cunosc legea. Legile s-au schimbat foarte mult, se suprapun în anumite cazuri și ne lovim de aceste probleme. Nu în ultimul rând, trebuie stabilit un cod al integrității. Discutăm de cazuri de incompatibilitate, discutăm cazuri de încălcare a integrității și noi nu știm efectiv nici cel care este foarte bine interesat și foarte bine, pregătit, unde încalci și unde nu încalci legea. Și încă sunt probleme de genul acesta și acesta reprezintă iarăși un punct în discuțiile care trebuie să le avem cu personalul din administrația publică locală și centrală. Eu vă mulțumesc și vă felicit pentru această inițiativă. Ea se încadrează în toate acțiunile care au fost făcute pe această linie. Zicem noi că, cel puțin la nivel național, acțiunile au fost atât de, puternice și în forță, încât a devenit conștient pentru fiecare că trebuie, odată pentru totdeauna, să ne aliniem unei legislații care este în vigoare. Dar revin, trebuie să știm care este acea legislație. Eu vă mulțumesc și vă felicit încă o dată și vom da curs întotdeauna tuturor acțiunilor care sunt pe această direcție, pentru că o facem pentru personalul nostru, pentru oamenii din Giurgiu și e un lucru benefic.
Mulțumesc și eu mult pentru deschidere. Aș vrea să menționez că evenimentul de astăzi și cel de mâine, de fapt, va începe o serie de alte evenimente pe care ne le propunem noi, Asociația Pro Democrație și Direcția Generală Anticorupție, să le continuăm în următorii ani, și anume începând de la educația tinerilor și împreună cu dumneavoastră, cu cei care reprezentați instituțiile locale, să facem parteneriate și să reușim să ajungem la cei care îi formăm, pentru că sunt cetățenii nu neapărat de mâine, cât sunt și cetățenii de astăzi, dar care trebuie formați din timp și educați. Conform agendei noastre, următorul punct, și este foarte important să vorbim despre el, și anume Strategia Națională Anticorupție, pentru că are un obiectiv important și care este de fapt și scopul nostru al proiectului, și anume educația cetățenilor. Este un obiectiv principal, mai ales că am reușit să participăm și noi la elaborarea acestei strategii ca organizație, în care am încurajat ca și în următoarea și nouă strategie să fie educația anticorupție, să fie un obiectiv principal. Astfel îi voi da cuvântul domnului Titov Gherghe, comisar șef de poliție, care este șeful Serviciului de Prevenire din cadrul Direcției Generale Anticorupție, în care va vorbi despre Strategia Națională Anticorupție, cât și despre studiul comparativ privind fenomenul corupției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Bună seara la toată lumea! Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi aici, în mijlocul dumneavoastră. Aș începe prin a adresa mulțumiri gazdelor noastre de astăzi, Isu Giurgiu, și de asemenea instituțiilor care ne onorează cu prezența la prezidiu. Aș menționa pentru început faptul că la nivelul județului Giurgiu, prin serviciul nostru anticorupție, avem protocoale încheiate cu Consiliul Județean și Primăria Giurgiu, în baza cărora, până în prezent, au fost desfășurate numeroase activități de prevenire. Sunt convins că multe dintre ele v-au ajuns la cunoștință. Ne bucurăm să vedem că există un nivel amplu de colaborare, concretizat aici, la nivel local, adaptat unor probleme locale și adresat strict cetățenilor din zonă. Dar sperăm că aceste protocoale să reprezinte un început pentru o colaborare și mai amplă, la care să participe un număr cât mai mare de instituții și actori de pe plan local.